Salutare, prieteni, o nouă ediție de iCards România. Astăzi avem două treburi de făcut foarte, foarte importante. Este primăvară, înregistrăm această ediție în a treia zi a primăverii, de azi 3 martie, o vom difuza sâmbătă. Dar este frig afară, încă este frig, ba chiar a nins, n-a nins toată iarna cât a nins în urmă cu două zile. Asta este. Este încă frig și este perioada în care șmecheria numită valvă PCV ne încurcă grav. Dar grav, nu așa? Pentru că ne poate crea mari probleme. Astăzi despre ea vorbim. Am scris pe www.icars.ro un material pe înțelesul tuturor despre valva PCV, ce înseamnă, la ce folosește, cum arată, pentru că este foarte diferită de la un model la altul, dar principiul de funcționare este în mare același. Așa că veți găsi detaliile acolo. Vom însoți materialul video de astăzi și cu textul respectiv, ca să vă fie mai ușor să înțelegeți și să aveți grijă de această valvă PCV pentru a nu întâmpina probleme mult mai mari. În partea a doua emisiunii, spre final, vom face și prima tragere la sorți, pentru că alături de prietenii noștri de la RK Accesorii oferim, așa cum bine știți, prin tragere la sorți celor care ne trimit un mail pe adresa contact@icars.ro, concurs accesorii, acesta este textul. Oferim 4 la 2 săptămâni câte un voucher în valoare de 300 de lei. Astăzi va fi prima tragere la sorți, dar voi peste 2 săptămâni o alta. Vă alegeți de acolo ce vreți, fie consumabile pentru mașina voastră, fie accesorii. Surpriza noastră foarte plăcută, sunt și foarte multe doamne și domnișoare înscrise. Mare atenție! Trimiteți e-mailul pentru concurs. Nu încercați să trimiteți și pe adresele noastre de Facebook, pe mesageria de acolo sau pe numărul nostru de WhatsApp, pe care deja foarte mulți îl știu și prin care ne contactați. Deci foarte simplu, pe e-mail, pe contact@icars.ro, trimiteți textul concurs RK și puteți câștiga un voucher în valoare de 300 de lei. De el vă puteți lua piese, accesorii, consumabile pentru mașina voastră. Hai să ne vedem astăzi de treabă cu valva PCV. În primul rând, suntem lângă o mașină absolut încântătoare, mai precis motorul. Este o balenuță mai veche de la Mercedes, un SEL, un motor de 8 în V de 4000 de centimetri cub. Și vorbim despre valva PCV, pentru că, vă spuneam, a apărut undeva pe la începutul anilor 60 și a tot fost dezvoltată în timp, însă nu foarte mult, principiul de funcționare a rămas cam același. Am venit la omul nostru de încredere, mecanicul nostru de suflet, care umblă și prin limuzine și prin mașini de epocă, prin orice fel de mașină. Mașinile practic nu au secrete pentru eu. Ionut, salut, bine te-am regăsit. Salut, Claudiu, salut. Valva PCV. Am avut experiențe și cu benzinare și cu dieseluri. În general îmi îngrijesc mașinile și nu las o valvă PCV să ajungă până acolo încât să creeze probleme. Pentru că, deși pare un element banal în toată povestea asta cu motorul, este un element foarte important care poate să provoace daune destul de mari. Da, într-adevăr. Spune-mi, te rog, hai să încercăm să explicăm pe înțelesul tuturor. Eu am făcut și un text descriptiv pentru valva PCV, tot așa încercând să-i fac pe oameni să înțeleagă. Spune-mi, te rog, ce rol are o valvă PCV la motor? Are mai multe roluri. În primul rând, a fost concepută să diminueze noxele. Ea mi recuperează, da? Noxele, gazele scăpate pe lângă segmenți, okay? Și mi le reintroduce prin sistemul de carburație injecție, din nou în galeria de admisie, din nou în camera de ardere, ca să mi le mai ardă o dată, să spunem. Okay? Să micșorăm cantitatea de noxe pe practic, sistemul de evacuare. Ce ieșea pe sistemul de evacuare de la mașină este reintrodus parțial, pentru că e clar, nu se ard în totalitate gazele, ele se bagă, intră în ciclu, în următorul ciclu de ardere și tot așa. Da? Deci ele scapă, gazele, unele gaze provenite din după ardere, okay, sau în timpul arderii, scapă pe lângă segment și cămașă și cilindru, okay? Și ajung, da, în carter. Și ajung în carter. Înainte de 1960 și ele erau eliberate în natură,
direct pe evacuare. Ok, dar ele sunt foarte nocive pentru noi. Ok, și pentru mediul înconjurător. Și atunci cine a gândit-o? A gândit-o foarte bine. Prin intermediul ei îmi ține presiunea pe minus în blocul motor, ok? Că de la acele gaze normal ar trebui să explodeze dacă am închide blocul etanș. Această supapă îmi ține presiunea, cum să zicem, pe vacuum, pe minus, negativă, ok? Și atunci ele sunt din nou introduse încă o dată în camera de ardere. Perfect. Până aici e foarte clară, okay, povestea. A doua funcție îmi ventilează și îmi ține uleiul cât mai proaspăt și mai fluid. De ce? Prin barbotare, da, el este, se transformă în, uleiul se transformă în particule de fine de da? Și ele sunt captate și, să zicem, de epurator, ok? Și restul gazelor filtrate sau, să zicem, spălate sau așa, da? Ies din nou din, deci ține și uleiul proaspăt. Perfect. Întotdeauna. Asta e un lucru foarte bun. Tocmai cu aceste explicații, zic eu simple, pe înțelesul tuturor, pentru că tocmai asta ne-am străduit să facem, să le spunem oamenilor cum funcționează, care e principiul de funcționare. Okay. Începem ușor, ușor să ne dăm seama și care sunt problemele care apar în momentul în care valva PCV se duce. Este vorba despre o membrană. O membrană din cauciuc, da, sau dintr-un material plastic foarte flexibil, în funcție de producător, care la un moment dat ori cedează, se rupe, da, efectiv, se fisurează, ori se blochează într-o anumită poziție, pe închis sau pe deschis. Și de aici apar probleme. Da, avem probleme, se blochează pe închis, motorul începe să piardă ulei pe la simeringuri, pe la garnituri și așa mai departe, pentru că avem o presiune în carter, în bloc pozitivă, da, ok, și pe undeva trebuie eliberată. Și înainte de a sparge partea metalică, evident cedează pe la garnituri și atunci începe simeringurile să ne arunce ulei. Și garniturile, ok? Bun. Și a doua problemă a ei, dacă se blochează pe deschis, atunci motorul nu mai funcționează corespunzător, pentru că trage aer fals pe undeva și atunci consumă mult sau are un ralantiu neregulat, tot timpul fluctuează, subturat, turat, subturat, turat și de aici nu avem calitatea noxelor, dispare, de multe ori se întărește pedala de frână că sunt în strânsă regătură, deci devine foarte periculos cu un are, o supapă defectă. O acționare vacumatică, iar în ciclul de funcționare al motorului simțim imediat. Așa cum spuneai, motorul începe să meargă neregulat, să vibreze. În sezonul rece, observăm că mașina dă abur pe țeavă și spui, ok, e rece afară, e normal să dea abur, o cantitate mult prea mare de abur. Ce se întâmplă? Se creează acel condens. Exact. În carter. Din păcate, și din câte știu, am și văzut astfel de probleme generate de condens, uneori condensul practic ce este? Este apă, care fiind frig afară, îngheață. Ce poate să fac? Prin dilatare la îngheț, sparge conductele. Da, sparge conductele și blochează PCV-ul. Este o emulsie, apă-ulei, clăbucul acela. Este acea condens. Spumă. Spuma aceea este condensul, dar cu vapor de ulei și devine o emulsie. Când îngheață, blochează supapele. De multe supape. Deci corect, avem în motor mai multe supape. Știi că mulți, okay, au spus în momentul în care au văzut, de exemplu, au desfăcut bușonul de la ulei. De la ulei. Acum ori a fost aspirat dacă s-a creat vacuum, spuneam, în funcție de felul în care se blochează, în care nu mai funcționează valva. Și atunci s-a creat vid în carter și era tendința de aspirare a bușonului. Da. Ori suprapresiune și dacă n-au apucat să pocnească garniturile, exact, oricum urmează în curând. Da. Atunci îți aruncă, se aude acel fâsâit, ai presiune mare în carter. Da. Doar că pe bușon, pe capac, poate să apară acea spumă albă. Și mulți au zis, pentru Dumnezeu, mi s-a împușcat garnitura de chiuloasă. Adică oamenii se gândesc, sau am vreo fisură, da, mai grav, pe, da, bloc. Și atunci mi se amestecă uleiul cu antigelul și de aici spuma. Am explicat în acel text, ca să treacă de povestea asta, să se uite în vasul de expansiune. Dacă apar urme de ulei. Exact, okay, pentru că dacă nu ai, atunci nu ai problema despre care am amintit. Da. Sau trebuie să-i tragem joja de ulei să verificăm dacă pe ea apare apă sau emulsia. Dacă apare emulsia în baia de ulei, e clar că avem o problemă pe sistemul de răcire. Ok, a motorului, a intrat antigelul în baia de ulei. Bun, dar noi avem spuma pe capacul de bușonul de la ulei, cel de superior, da, pe unde umplem sau adăugăm uleiul, din cauza că noi folosim mașinile în regim de iarnă foarte puțin.
ele nu ajung la, la temperatura nominală de normală de funcționare și atunci dacă nu încălzesc tot blocul, rezultă mult condens. Practic acel condens nu dispare, exact. După ce se încălzește motorul. Adică, să înțeleagă toată lumea, am plecat de acasă la muncă, la birou sau pe unde lucrăm, sau la un drum scurt la un magazin în timpul iernii. Și nu doar la motoarele diesel, care se încălzește ceva mai greu, și la benzinare. Ne-am dus distanța scurtă, motorul nu s-a încălzit, avem condens. Condensul, motorul n-a ajuns la temperatura normală de funcționare, condensul n-a dispărut. Da. Și atunci ne apare spuma albă pe capac. Exact, și atunci se înfundă supapa pe CV. Bun. Care aici ajută ea, dacă mergem corespunzător cu mașina mai turată și pe distanțe mai lungi, okay, atunci valva PCV are timp să lucreze, să-mi evacueze toată spuma, din nou o lichefiază, o transformă, o gazeifică, să zicem așa, o transformă din viscoasă în gaz și așa în condens și apare condensul pe eșapament, okay, că reintroduce totul, se reintroduce în camera de ardere. Și mi-apare condensul pe eșapament și atunci motorul începe să funcționeze corespunzător și nu risc să îl blochez. Pentru că acel dop înseamnă și blocare, că în timp ce el e blocat, da, uleiul poate părăsi blocul pe la un simmering și noi nu știm. Și deja motorul se calează. De aceea în perioada rece trebuie să trecem pe la service, să curățăm valvele, capacele și să sistemul de epurare. Să ne uităm după urme, să ridicăm pe un elevator, să ne uităm pe la urmele de ulei, exact, de unde provin aceste urme, exact, să curățăm și dacă reapar, atunci chiar avem o problemă. Da. Nu toate valvele pot fi inspectate vizual. Unele se scot foarte ușor. Ca poziționale, trebuie să știți, sunt deasupra motorului. O să vă exemplificăm cu câteva poze, pentru că diferă de la un tip la altul de mașină. Unele se pot desface, altele sunt capsulate, dar ne dăm imediat seama dacă funcționează sau nu. Sunt construite direct în capacul de culbutor. Exact. La modelele noi avem supapele PCV, trebuie să fie două la număr la motoarele turbo, okay? Și sunt situate în capacul de culbutor. Este foarte costisitoare. Dacă noi nu întreținem motorul corespunzător sau schimbăm uleiul foarte la kilometri foarte mulți, okay, valvele se distrug și atunci trebuie înlocuit capacul cu totul întreg. Da. Și uite, am exemplificat în text și pe benzinar și pe motor diesel. Am dat două exemple, clasicele de la BMW, M52 de 6 în linie, benzinarul, care are o valvă PCV ușor accesibilă, însă are 5 furtune și din păcate la unul dintre ele este foarte greu accesul și trebuie să o ridicați pe elevator, deci aparent ușor de schimbat. Dar în momentul în care o schimbați, mare atenție, așa cum vă spuneam și eu, și furtunele sunt compromise. Da. Deci nu schimbați doar valva. Exact. Trebuie verificat tot sistemul. Exact. Verificați tot sistemul și atunci e clar că trebuie să ajungeți în service cu mașina. Da. Am exemplificat și cu M47-le, tot un motor celebru de la BMW, cel cu distribuția în față. Acolo unde avem o valvă PCV, practic într-un corp, strâns cu legat, dublu rol, da, strâns legată de un epurator. Cu un epurator să-mi desfacă uleiul de aer, de gaze, ok? Să le separe, practic. Da, mi le trece din stare de vapor în lichid, da? Și lichidul se scurge din nou, adică uleiul se scurge din nou în baie și gazele părăsesc mai departe incinta epuratorului către supapa de PCV. Între timp, cei de la BMW au venit cu o soluție foarte, foarte bună apropo de acea cameră, au renunțat practic la acel filtru din pâslă și este mult mai ușor circuitul și asta nu înseamnă că nu trebuie să ai grijă de valva PCV care este în acea cutiuță. Culmea e și foarte ieftină, de la niște 10 de leuți până la vreo 200 de lei, adică în funcție de tipul de mașină nu avem costuri foarte mari dacă o îngrijim și o schimbăm la timp. Periodic ar trebui înlocuită la motoarele diesel, modelul cele de generație nouă, pentru că se uzează siliconul din componența membranei și atunci apar fisuri. Practic îmbătrânește și acrapă. Dacă mai avem și ghinionul, să se întâmple povestea cu condensul și ne-a înghețat, cu atât mai rapid. Pentru că noi folosim mașinile vara cu viteze foarte mari pe autostradă, nu le lăsăm să ajungă la temperatura normală de funcționare și de aici o grămadă de probleme. Uite, ai spus ceva și n-aș vrea să trecem foarte ușor, pentru că ne apropiem de final. Deci acestea sunt explicațiile de care aveți nevoie. Dacă nu vă pricepeți, mulți au învățat să le
să le rezolve personal, alții spuneam din cauza dificultăților la acces la furtune, trebuie să meargă la un mecanic și e foarte bine, eu asta recomand. Nu este o zonă în care chiar să-și bage nasul oricine. Da. Dar este dificultate medie, nu? Da. Nu putem să spunem că medie la unele, foarte complicată către, da, la alte modele, unde se demontează foarte multe elemente și foarte multe sisteme până să ajungem la această valvă. iCars.ro. Anunțuri auto gratuite. Ai amintit ceva și n-aș vrea să trecem ușor și să lămurim povestea asta în final. Consumul de ulei la mașină. Mulți spun, mi s-au mâncat, ba segmenți, ba cuzineți, ba... Mașina începe să consume ulei, verifică la jos și văd că ușor, ușor scade. E totuși ceva ciudat, știi, că nu-mi dă fumul albăstrui pe spate. Nu prea văd nici scurgeri, că nu vezi din toate pozițiile dacă ai scurgeri de ulei. Și atunci unde dispare uleiul? E bine, explicația, una dintre ele, presupunând că nu sunt acele probleme pe care le-am enumerat, este această valvă PCV. Da, când valva PCV este murdară și rămâne blocată deschisă, atunci vaporii de ulei nu mai sunt lichefiați și trimiși din nou baie, sunt evacuați din nou prin admisie, da? Și atunci el consumă ulei. Alte mașini consumă ulei din fabricație, ok? Pentru că prima dată Volkswagenul Beetle sau Köfferul, cum îl știu oamenii, da? A fost din 1950, da? 50. Când a fost proiectată, ei s-a dat un consum de 1 litru la 1000 de kilometri fiind boxer și lucrează răci pe aer la temperaturi foarte mari. Vorbești despre acel celebru motor al lui Ferdinand Porsche, da, pus pe spate, da, un motor boxer. De acolo s-a scris istoria până în ziua de astăzi și mașinile noi nouțe consumă, au declarat, fiecare constructor declară că are voie să consume 1 litru la 1000 de kilometri. Sunt deja celebre cazurile modelelor de Audi TSI, mai ales la motoarele 1.8, chiar și la 2.0, da, benzinarele, care papă ulei. Multe au fost rechemate în service, problema s-a rezolvat pentru el. Problema s-a rezolvat, dar ele sunt construite, ok, să funcționeze cu un ulei foarte subțire. Ok, și atâta, din punctul meu de vedere, motorul consumând ulei este mai protejat, pentru că apare un film foarte subțire între suprafețele foarte fierbinte ale motorului, adică segment piston, cilindru, supape și așa mai departe, fiind foarte subțire. Uleiul permite ungerea și implicit arderea. Și dar automat dacă folosim, o eficiență mai mare, o frecare exact, mai redusă. O frecare mai redusă, perioada de funcționare a motorului mai mare, dar trebuie să avem grijă la ceea ce ne recomandă constructorul, ce ulei folosim, cât de contrafăcut este și așa mai departe, da? Deci consumul de ulei nu mă îngrijorează la mașinile rapide noi, ok? Pentru că ele pot consuma de la primii kilometri până la 500 sau 600 de mii de kilometri, depinde. Dar important este uzura. Putem să luăm consumul de ulei folosind un alt ulei, să-l îngroșăm un pic. Dar asta nu înseamnă că protejăm motorul. Pe mine mă interesează să-l protejez. Okay. Ok. Despre, uite, îți propun și știu că accept că tu nu ne refuzi niciodată să facem o ediție specială despre uleiuri, despre uleiuri contrafăcute, despre aditivii care se pun în ulei, când se pun, când nu se pun, da, și dacă este cazul să folosim, dacă sunt păcăleli. Sunt foarte multe de spus, putem să scriem cărți despre, cărți, da, despre asta. Ionuț, îți mulțumesc. Așadar, oameni buni. Vă vom explica ilustrativ și cum arată niște valve PCV. Sunt poziționate deasupra. Vă spuneam, nu insistăm pe fiecare model pentru că sunt diferențe de la una la alta, dar folosind Google-ul vă e ușor să identificați la tipul de mașină pe care îl aveți. Atât deocamdată, acordați atenție ca să nu aveți costuri mai mari mai târziu. Ne revedem în câteva momente pentru tragerea la sorți, pentru a acorda un prim voucher pentru accesorii de la RK și iCars. Tragem la sorți, așa cum am spus, avem 61 de participanți validați. Au fost și alții care au trimis mesaje, ba pe Facebook, ba pe WhatsApp-ul nostru, pe mesageria de pe Facebook. Nu, simplu. Un mesaj, titlul concurs e RK, și intrați în tragerea la sorți. Atenție, dacă ați trimis acest mesaj prin intermediul e-mailului nostru contact@icars.ro, nu pe alte adrese de contact, deci doar pe adresa de e-mail contact@icars.ro. Bun,
Avem 61 de participanți, unul dintre ei va câștiga acest prim voucher oferit de RK Accesorii. Puteți să vă luați de acolo accesorii consumabile pentru mașină, vedeți, au o gamă foarte variată. RK-accesorii.ro este site-ul lor și sunt foarte multe. Practic stocul de marfă are un update aproape zilnic, deci sunt foarte multe pe care le puteți alege. Bun, cei care nu câștigă astăzi intră și la tragerile următoare la sorți în concurs, așa că au o șansă în plus. Vă mulțumim pentru susținere și în această săptămână. Nu uitați că pe canalul nostru de YouTube ne puteți da like, share și evident subscribe la canal. Vă puteți abona și la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu toate materialele pe care le pregătim pentru pasionații automat. Pe random.org, un soft dedicat pentru asemenea trageri la sorți, am introdus de la un participant la 61, câți avem momentul de față validat și dăm generate. Am generat, uite, câștigătorul este numărul 6. De la numărul 6 în listă, Victor Burcea. Felicitări, să te bucuri de acest voucher. Iei legătura cu noi la contact@rondicars.ro și să te bucuri de accesoriile pe care le ai în valoare de 300 de lei. Sau ce vrei tu să-ți cumperi de la... să-ți cumperi, nu-ți cumperi, că ai câștigat. Să-ți alegi din produsele oferite de RK Accesorii. Și încă ceva, o rugăminte. Încercați să nu ne trimiteți altceva decât numele întreg. Oricum vă putem identifica în momentul în care câștigați după adresa de mail, dar cel mai bine, uite, să ne spuneți Ioana Călinescu sau Cornelia Tăturescu, nu Victoraș 20. Nu, ca să spunem cum vă numiți. Înțelegem că există tot felul de, uite, Zeco avem aici, Sebi, Immersive Education, totuși numele din cartea de identitate ar fi nimerit să ne trimiteți prin mail și ar fi chiar de ajutor, da. Deocamdată numărul 6 am zis Victor Borcea. Felicitări, ne revedem săptămâna viitoare, sperăm noi sănătoși, cu prețuri la carburanți acceptabile, cu ruși care să se potolească.